Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci am aflat Luca s-a rușinat, uite-l. S-a rușit tot. Luca nu participă la asta, e foarte rușinos. Dar vorbim de probleme reale. Sunt probleme reale ale angajaților bugetari, nu orice angajați. Da. Sunt, am aflat un nou spor care se dă la unii bugetari, nu toți deocamdată, dar cred că se va extinde foarte repede. Spor de hemoroizi, dacă... Pentru că de ce? E sporul, să știți, pentru că de ce? Pentru că există această problemă. Am înțeles. Aveți hemoroizii? Luați hemoroizii. Da, da, ce da. Aveți da, pentru hemoroizii? Hemoroizii. Doamne, nu înțeleg ce spuneți. Deci se dă spor sub formă de concediu. Să fie clar. Adică nu bani. Concediu. Înțeles că e destul de neplăcută problema. Da, este. Păi cum? 7 zile în plus la concediu de odihnă al angajaților din 3 centre de îngrijire din Neamț. S-a votat în Consiliul Județean din Neamț. Hotărârea a fost susținută de consilierii majoritari. PSD, PMP, Pro-România. Știi că hemoroizii n-au culoare politică. Da, aici nu, sper că... Da, iată, în sfârșit, niște partide care sunt preocupate de problemele profunde ale angajaților din sistem. Vom fi din nou ținta glumelor și ironiilor la nivel național, a protestat un consilier județean USR. A văzut-o venind. Deci da. USR-ul e gică contra. Da, e gică, se împotrivește. USR-ul e anti-hemoroizi. E anti. S-a pus cu spatele. Da. Băi, deci nu e. S-a motivat că personalul, adică șef, funcționari, șoferi și îngrijitori, sunt expuși unor riscuri, pentru că stau prea mult pe scaun și medicii nu recomandă asta. Ceea ce... Adică cineva ar putea recomanda, mai ridicați-vă o dată pe oră dacă te ridici, este foarte bine, doar că nu merge, că dai în altă dantana, faci varice. Și atunci trebuie spor pentru varice, înțelegi? Voi vă mai ridicați, că uite, mai mergeți pe dincolo, Luca da, mai deschide ușa pe aici, dar eu trebuie să stau la butoane 3 ore. Deci spor? Da, da, ți-a... 7 zile? Ți-a cumpărat? Haideți să rămânem aici. Patronatul ți-a cumpărat scaunul ăsta capitonat, da, care și face sunete când... Din când în când o să mai auziți cât un sunet suspect în emisie, da, să știți? E de la... pielea de pe scaun. Nu este de la ce credeți, este de la pielea sintetică de pe scaun care se freacă de pupitrul lui Zaf și atunci... A... În da, expertiza realizată de un doctor specialist în medicina muncii din Neamț, între riscurile la care este supus personalul TESA, au fost enumerate stresul psihic datorat multitudinii problemelor decizionale, poziții de lucru șezânde la birou, riscuri de contaminare cu agenți biologici datorită lucrului cu documente din arhivă. Nu mă zici că este blestemul lui Tutankhamon aici, deci pe bune, adică te gândești că sunt agenții microbiologici din arhivă, parcă sunt ce au găsit când au deschis piramidele, da, sau da, da, mormintele din Valea Regilor. Periculoși, sunt nevăzuți. Bacterii de acum 6.000 de ani care, pac, au venit și l-au omorât pe Scott Carter sau cum îl chema. Serios, blestemul faraonului în arhivele de la Neamț și poziția șezândă și expunerea la monitoarele calculatoarelor. Aia, radiație calmă. Expunerea la monitoarele calculatoarelor. Nu vă supărați, dar telefonul mobil este tot un calculator. Când stăm toată ziua... Eu cred că expunerea la monitoarele calculatoarelor a agenților biologici anulează efectul, da, acestora. A, chiar așa. Dar dacă pui vorba aia un monitor... pornit într-o arhivă. Direct în agenții biologici. Agenții biologici nu se sugrumă toți? Ba da. Și scap și de hemoroizi în felul ăsta că trebuie să muți pe ecranul de colo-colo? Să nu mai țină de scaune, mă gândesc. Da. Ce zici? Ha? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.